Suntem la momentul în care revista Prim, Asigurări și Pensii, premiază pe cei mai performanți asigurători și brokeri. Știm că în seara aceasta ați obținut și dumneavoastră un premiu. Ce ne puteți spune despre acest premiu? Chiar dacă este un loc 4, noi considerăm o evoluție în piață. Nu am avut o creștere importantă, dar ne-am consolidat poziția în piața locală și am crescut profesionalismul. Ce așteptări aveți de la anul 2012? Care sunt obiectivele pe care vi le-ați propus? În anul 2012 urmărim să ne extindem rețeaua în tot județul, urmărim să consolidăm relațiile cu clienții existenți și să acapărăm noi clienți pe corporate. Care sunt așteptările dumneavoastră vis-a-vis de companiile de asigurări? De la companiile de asigurări așteptăm o deschidere mult mai mare față de brokeri, un ajutor mult mai bun. Nu că n-ar fi fost un ajutor bun și până acum, dar sperăm să colaborăm mult mai mult și să dezvoltăm piața așa cum ar trebui dezvoltată.